cel mai frumos bărbat din România. Explică-mi și mie de ce te stresezi după o altă intervenție. Dar nu mă stresez, eu vă... Asta este bucuria vieții mele, să fac fashion, să fac afaceri, să fac oameni fericiți, să... Nu mă stresez, nu, ce, ți se pare că sunt stresat? Păi mă întreb ce zice medicul sau dacă Cătălin Botezatu e un bărbat care poate să fie certat până și de medici. Am văzut 20 de medici la Istanbul și când am ajuns la cel de plămâni, s-au uitat la plămâni pentru că acolo am făcut niște analize wow pe care vi le recomand, pentru că orice prevenție este extraordinară. Așa am descoperit că mai trebuie să pun două standuri. Și când am ajuns la acel de plămâni, zice: fumezi? El, deși el mă cunoștea. Și eu zic: nu. Ce, minți? Te-am văzut pe Insta Story. Zic: poate vrei să te blochezi. Zic: tu fumezi? Nu. Te-am văzut cu asistentele jos. Deci e o glumă. Deci nu e cum fumezi ce fumezi. Eu fumez acel trabuc pe care e savoarea trabucului în cavitatea bucală. Iar în rest eu nu beau de 4 ani de când m-am operat. Am avut acea operație de cancer delicată. Alte excese nu... glumesc. Nu, țin cont de asta. Iar să spui un om nu te stresa e ca și cum ai spune un om nu respira. Dar tu când ai fost acolo să faci o nouă operație, nu știu, nu ți-a fost frică? Nu deloc? Nu mi-este frică de nimeni decât de Dumnezeu și știu că întotdeauna Dumnezeu e cu mine. Dar, Raluca, zi-mi de ce n-a fost cu tine, că eu cred în stare să vină Raluca după tine. A fost, Raluca, toți au fost atunci când m-am operat, am avut cele 5 operații de cancer, dar acum am stat pe telefon, la un moment dat am spus: gata, lasă-mă, am dat în două minute telefon. Iubitul meu, regele meu, iubitul meu, ce faci, pisit, nu, cum e Raluca? Dar nu, Raluca mă sună în continuu, noapte, zi și noapte. Am câțiva prieteni, Raluca, Cleo, Joshua, sunt câțiva oameni care, Monica, din anturajul meu, care sunt mai mult decât prieteni, sunt familie, sunt frați, sunt surori, sunt ce vrei tu, Ionuț, oameni cu care am îmbinat utilul cu plăcutul, cu care am afaceri în comun, cu care am business-uri în comun, sunt oameni pe care îi iubesc și pentru care și eu la orice oră din zi și noapte aș face orice și m-aș duce oriunde. Deci Raluca practic a fost mai stresată ca tine de data. Ea e stresată în general. Glumim. Raluca e un personaj extraordinar pe care toată lumea îl iubește.